După mai multe discuții, s-a decis Moldova va trece la ora de iarnă. În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 4 devenind ora 3. Specialiștii susțin că pentru a trece mai ușor la noul ritm, este bine să reducem consumul de stimulante, cum este cafeaua, ceaiul negru și orice fel de energizante. Medicii mai spun că schimbarea orei ne poate afecta serios organismul, cei mai afectați fiind copiii și vârstnicii. Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei de vară și de iarnă, mai exact Comisia Europeană a oferit statelor membre posibilitatea să decidă o dată pentru totdeauna dacă vor să aplice în mod permanent ora de vară sau de iarnă.